Forța Dreptei, filiala județeană Hunedoara, cere organizațiilor politice din coaliția de guvernare să-și asume și să-și responsabilizeze poziția în legătură cu modificarea codului penal. Într-o societate bazată pe valori și principii corecte, munca cinstită, educația și implicarea ar trebui să fie recompensate, iar o astfel de modificare a codului penal ar trebui să ofere un tratament egal pentru toți cetățenii. Senatul a votat zilele trecute pragul maxim pentru abuz în serviciu la suma de 250.000 de lei, însă nu este foarte decizional. Eu văd o decizie foarte proastă, pentru că, așa, pe șleau spus, s-a dat drumul la furat până în limita de 250.000 de lei, care mie mi se pare o aberație. Pentru unii. Pentru unii. Păi, numai pentru unii. Și mi se pare incorrect și jenant de-a dreptul, în condițiile în care, dacă vă faceți aminte, s-a ieșit în stradă pentru faimoasa OUG, ordonanță de urgență 13, s-a ieșit în stradă și am strigat atunci în stradă că noaptea pe șustache se vrea această lege. Nu, lasă că o dăm noi acum la vedere, ziua, fără nicio problemă, că s-a și votat deja în Senat. Partidul Liberal, la momentul respectiv, când vorbeam despre OUG 13, a fost împotriva acestei ordonanțe de urgență. Ce s-a fi schimbat între timp? Păi nu știu ce s-a schimbat, că asta mă întreb și eu. Și acum îi dai drumul? Ce s-a, vorba noastră, ce s-a schimbat? Suntem alții? Eu nu cred că suntem alții. Avem alte interese? Cred că da. Comisia juridică a Camerei Deputaților reia dezbaterile privind abuzul în serviciu. PNL propune drept prag pentru abuzul în serviciu două salarii minime pe economie, echivalentul la 6.000 de lei, în timp ce PSD și Ministrul Justiției doresc ca acest prag să fie de 9.000 de lei.